În cazul în care îți place să investești în energie, bine ai venit pentru că acest video este special făcut pentru tine, pentru că astăzi o să discutăm despre OMV Petrom și RomGaz. Te salut, Cristian Trăboiu sunt, consultant financiar și investitor în piețele financiare și astăzi aș vrea să facem o comparație, cel puțin la nivel tehnic, între două dintre cele mai cunoscute companii din România, între OMV Petrom și RomGaz și să vedem dacă ar trebui să cumpărăm astăzi aceste companii și în cazul în care ar trebui să cumpărăm, care dintre ele ar fi mai bune pentru portofoliile noastre. Și înainte să ne apucăm de treabă, aș vrea să spun că dacă îți plac astfel de videouri despre analiza companiilor, te rog, lasă un like astfel încât să-mi dau seama că sunt potrivite pentru tine și în cazul în care ești nou pe aici, te rog, abonează-te astfel încât să mai vezi și în viitor videouri despre educație financiară despre bani și despre analiza pe companii. Și aș vrea să începem cu indicele BET, indicele reprezentativ din România, și să ne uităm la cele două companii despre care urmează să discutăm astăzi. Și putem să observăm în felul următor că aceste companii, OMV Petrom, de exemplu, este pe locul 3 astăzi, cu un procent de 16,6% din BET, adică un procent destul de ridicat, iar ROMGAZ este pe locul 4 în indicele BET, cu un procent de 9% din indice. Adică, aceste două companii sunt două companii foarte mari în România, sunt două companii cu potențial uriaș, sunt două companii importante pe care ai putea să le pui în portofoliul tău. Și haideți să le luăm pe rând. Discutăm prima dată despre OMV Petrom, companie de care toată lumea a auzit, o companie foarte cunoscută în România. Sunt convins că dacă ai condus vreodată mașină, cu siguranță ți-ai pus benzină de la OMV Petrom. În momentul de față, o acțiune la OMV Petron costă 0,57 de lei, adică sub un leu preț pe acțiune. Și în momentul în care vezi un astfel de preț pe acțiune, ai fi tentat să spui că prețul este ieftin. Însă, în realitate, prețul acțiunii nu este atât de relevant ca să putem spune dacă este ieftin sau nu. Ce ne interesează mai degrabă este cât este cererea din piață raportat la câștigurile companiei. Și dacă ne uităm aici în partea de jos, vedem în felul următor. Capitalizarea de piață pentru uh, această companie este de 35 de miliarde de lei și un raport per, sau PI ratio din engleză, de 5,4. Acest raport este un raport destul de mic. Dacă compar cu companiile din afară, companiile din afară, mare parte dintre ele, au rapoarte per peste 10. În România mai întâlnim și sub 10, cum este la ONV Petrop? Dacă ne-am luat doar după acest raport per, am putea spune că compania are o evaluare ieftină. Dar o să ne uităm imediat și pe reprezentarea grafică a companiei și să vedem dacă într-adevăr această companie este ieftină sau nu. RomGaz este din nou una dintre marile companii, doar că prețul pe acțiune astăzi este un pic mai mare decât la OMV Petrom. Prețul pe acțiune este de 51,1 lei, și avem un raport per de 7,8, adică raportul per este mai mare. În mod normal, o companie care are un raport per mai mare este considerată o companie mai scumpă. Din nou, nu ne raportăm neapărat la prețul pe acțiune direct, ci la raportul per în sine. Capitalizarea de piață, din nou, este mai mică decât la OMV Petrom. Dacă OMV Petrom era undeva pe la 35 de miliarde, Romgaz este undeva pe la 19 de miliarde. Și haideți să facem o uh, analiză tehnică pe cele două companii, să vedem dacă putem să achiziționăm sau să nu achiziționăm astăzi acțiuni la cele două companii. Și eu aș vrea să începem cu OMV. Dacă ne uităm pe ansamblu și facem o analiză pe o uh, perioadă mai lungă de timp, întotdeauna eu pornesc cu trendul și apoi mi aleg câteva zone de lichiditate. Observăm de la prima zonă de lichiditate că astăzi prețul pe acțiune este la un maxim istoric. Adică este într-o zonă de rezistență, astăzi, prețul. Ne mai interesează și alte zone unde am putea să avem o întoarcere a prețului și să mai punem încă două zone de lichiditate. În speță, pentru că pe analiza aceasta, pe perioada lungă de timp, o să ne fie greu să ne dăm seama cam de unde ar trebui să cumpărăm, aș vrea să facem un zoom doar pe această zonă și să continuăm analiza prin prin aducerea în vederea a următorului trend, trend accelerat, care în momentul de față este cel pe care aș vrea să-l luăm în considerare. Și dacă luăm acest trend accelerat în considerare, putem să observăm că astăzi prețul pe acțiune nu este în apropierea trendului și nu este nici în apropierea zonei de suport, mai degrabă este în apropierea zonei de rezistență. Și atunci, ca eu să cumpăr corect această companie, aș, aș avea așteptarea ca prețul să se corecteze până în zona trendului și până în zona de suport și de aici când începe să crească, aici să fac achiziții. Doar că dacă aș aștepta ca această corecție într-adevăr să apară, ar fi o corecție destul de importantă, ar fi o corecție de aproape 19%. Și atunci, este posibil să apară o astfel de corecție pe această companie? Da, este posibil, mai ales că în momentul de față, după, după cum am spus, ne aflăm într-o zonă de rezistență și întotdeauna așteptarea noastră este ca prețul să se întoarcă la trend. Și atunci poate să apară o astfel de corecție, și în cazul în care apare această corecție, să fac niște achiziții importante și să îmi cresc posesia de OMV Petrom în portofoliul meu. Dacă ne uităm la RomGaz din nou începem analiza de pe o perioadă lungă de timp, din nou începem cu trendul și cu câteva zone de uh, suport și rezistență. Și din nou. Și la uh, Romgaz vedem că avem o zonă de rezistență, pentru că prețul astăzi este din nou la un maxim istoric. Și aici s-a format o zonă de rezistență, zonă de rezistență care nu a fost partă. Și bineînțeles că mai avem câteva zone de lichiditate pe care ar trebui să le luăm în calcul. Acum, din nou o să facem un zoom pe această uh, zonă pentru că avem nevoie să detaliem puțin. Și aici o să avem un trend accelerat similar cu ce s-a întâmplat și la, uh, la OMV Petrom. Și vedem și aici că, în momentul de față, prețul tinde să respingă din această zonă de rezistență. În cazul în care se va confirma această respingere și va apărea o corecție în piață, așteptarea este ca corecția să vină până în apropierea trendului accelerat și până în apropierea zonei de suport. Și, în momentul în care de aici prețul respinge, aici ar putea să fie o achiziție bună, astfel încât eu să am randamente la cote maxime. Va apărea cu siguranță această corecție? Nu există nimic sigur în lumea aceasta, însă așteptarea este ca întotdeauna prețul să vină către tren și să respingă din tren și din zona de suport. Dacă se va întâmpla această corecție, o să avem uh, o corecție pe ROM, gaz de 16%, adică o corecție mai mică decât uh, la OMV Petrom, dar în, în continuare este o corecție, uh, corecție frate sănătoasă. Tocmai din această cauză. Vreau să iei uh, în calcul că astăzi ambele companii sunt la maxime istorice. După cum am spus de fiecare dată în toate videurile pe care le-ai vizionat la mine pe canal, eu niciodată nu cumpăr în maxime istorice. De ce nu cumpăr la maxime istorice? Pentru că există șanse foarte mari ca prețul să se corecteze și în cazul în care prețul se corectează și am cumpărat pe maxim, eu trebuie să plătesc această corecție din buzunarul meu. Mie nu-mi place treaba asta. atunci eu întotdeauna aștept ca prețul să se corecteze, să ajungă în zona trendului și în zona zonei de suport, astfel încât să poți să cumpăr la prețuri corecte în piață. Acum, aceste corecții prevăzute pe RomGaz este mai mică decât pe RomPetrom, -rom, însă mare atenție că această analiză pe care am făcut-o astăzi aici alături de tine este doar o analiză tehnică. Da? Conform analizei tehnice, cele două companii ar trebui să se corecteze 16% și 19%. Acum, dacă tu vrei să iei o decizie investițională, trebuie să iei în calcul Că ai nevoie și de o analiză fundamentală despre care noi nu am vorbit astăzi. Analiză fundamentală în care să iei rapoartele financiare, să le citești, să faci o prognoză a prețului pe următorii 3-7 ani și în urma acestei prognoze a prețului tu să poți să iei decizia investițională, să spui, mă, astăzi cumpăr sau nu cumpăr. Doar din analiza tehnică pe care am făcut-o astăzi, se pare că astăzi nu este cel mai bun moment să cumpăr. Tocmai din cauza asta, de cele mai multe ori, eu prefer să cumpăr din apropierea trendului și din apropierea zonei de rezistență. Și acestea fiind spuse, am întrebarea pentru tine ca de fiecare dată, tu astăzi cumperi OMV Petrom și RomGaz și în cazul în care nu cumperi, te întreb la ce preț ai vrea să cumperi?